Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, bună dimineața de joi. Începem o nouă zi din viața noastră devenită o situație de urgență pe care ne dorim să o conștientizăm din ce în ce mai mult pentru a evita pe cât se poate un vârf prea ascuțit al pandemiei către care se pare că ne îndreptăm încet, dar sigur. Oricum, urmărim cu sufletul la gură întreaga dinamică și foarte important să ne informăm din surse oficiale și să respectăm măsurile impuse și repetate de fiecare dată. Mergem mai departe, chiar acum aflăm câteva dintre coordonatele acestei zile de 9 aprilie. Potrivit Wikipedia, în anul 1850, la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera comediei cu Ana Chirița sau Două fete și o neneacă de Vasile Alexandri. Acțiunea se concentrează în jurul protagonistei, care este o moșiereasă de la țară care dorește să pară o aristocrată educată cu preocupări mondene și vorbitoare de limba franceză pe care o stâlcește, cum se spune, înfiorător. În 1959, tot la această dată, NASA a anunțat oficial terminarea selecției pentru primii astronauți. Printre ei, Alan Shepard, cel de-al cincilea om care a pășit pe lună, și John Glenn, primul american care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Avem și două evenimente de inaugurare la această dată. În 1970 a fost inaugurat aeroportul internațional București-Otopeni, iar în 1974 a fost inaugurat stadionul Steaua. Și rămânem în domeniul sportiv, amintind că în anul 2019, la 9 aprilie, a avut loc ceremonia de deschidere a campionatelor europene de lupte de la București, după 40 de ani de la ultima ediție a campionatelor europene găzduite de România. Iar astăzi este sărbătorită Ziua Limbii Finlandeze și, dacă tot a venit vorba, îi salutăm și pe românii stabiliți în Finlanda și le dorim numai bine. Doamnelor și domnilor, avem știrile Antena 3 Pitești în cele ce urmează, prezentate de Cristina Munteanu, apoi ne întoarcem în direct pentru a răsfoi ziarele locale și a afla din subiectele zilei, iar în partea a doua, la Cafeaua cu Piper, stăm de vorbă cu primarul comunei Domnești. De data aceasta, domnul Ion Gabriel Zăvoianu ne va ține la curent despre cum se aplică măsurile de urgență în comună, dar și ce proiecte administrative sunt în derulare. Dana Popescu sunt eu, vă salut din nou, știri chiar acum și ne revedem imediat. Bună dimineața și nu uitați de gânduri responsabile! Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Numărul de cazuri confirmate în Argeș în data de 8 aprilie este 33, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică. Am avut în România și primul deces al unui angajat al sistemului de sănătate, un ambulanțier din Suceava. Numărul cadrelor medicale infectate cu noul virus este în creștere și în Argeș avem două asistente și o infirmieră, toate din spitalele din Câmpul Lung. În Argeș există 3 cadre medicale infectate cu virusul COVID-19, 2 asistente medicale de la Spitalul Municipal Câmpul Lung și o infirmieră de la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpul Lung. Cele 3 cadre medicale manifestă forme ușoare ale bolii provocate de coronavirus și se află în prezent internate la Spitalul Orășănesc din Mioveni. Ancheta epidemiologică este încă în derulare, dar s-a stabilit deja că infirmiera de la Spitalul din Câmpul Lung s-a infectat în afara unității medicale. Au fost recoltate probe la toți contactii celor 3 cadre medicale, număr de 16, toți colegii din spital. Persoanele care au luat contact cu asistentele și infirmiera infectate cu COVID-19 au fost plasate în izolare. Specialiștii DSP Argeș așteaptă rezultatul testelor. Respectivele cadre medicale confirmate pozitiv au luat virusul cel mai probabil, înainte ca unitățile medicale din Câmpul Lung să fie declarate spitale COVID. Angajații au prezentat simptome aproape concomitent cu procesul de reorganizare al spitalelor. Facem precizarea că atât Spitalul Municipal Câmpul Lung, cât și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpul Lung au fost desemnate unități COVID prin hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență numărul 14 din 3 aprilie 2020. Polițiștii secției Valea Mare Pravăț, care acționau împreună cu un echipaj de jandarmi din cadrul departamentului 1 mobil într-un punct de control din nordul județului, au depistat într-un autoturism un tânăr de 22 de ani care figura în izolare la domiciliu. Alături de el erau încă 2 tineri.
În mașină, alături de tânărul de 22 de ani, se aflau alți doi ocupanți, respectiv doi tineri de 19 și 20 de ani, care aveau asupra lor declarațiile pe proprie răspundere, conform ordonanțelor militare în vigoare. Ca urmare a încălcării măsurii de izolare la domiciliu, a fost dispusă introducerea în carantină instituționalizată față de tânărul de 22 de ani. Tânărul a fost sancționat contravențional și cu amendă în valoare de 2000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de izolare. DSP Argeș a fost înștiințat cu privire la situația celorlalți doi tineri care se aflau în mașină. Aceștia au fost plasați la rândul lor în izolare la domiciliu. Plouă cu amenzi pentru cei care nu respectă măsurile privind restricționarea circulației. Poliția, jandarmeria și poliția locală patrulează permanent pentru a preveni răspândirea prin contact comunitar a noului virus. O situație inedită a fost în Câmpul Lung, acolo unde 4 cetățeni de etnie romă au fost amendați, dar și obligați să curețe locul în care au făcut mizerie în spațiul public. Au fost verificate peste 1160 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare sau carantină. A fost aplicată o amendă de 2000 de lei unei persoane care nu a respectat măsura izolării la domiciliu, în plus aceasta fiind plasată în carantină instituționalizată. Au fost constatate 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 450.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. 14 dintre aceste sancțiuni, cu o valoare de 32.000 de lei, au fost constatate de jandarmi în municipiul Câmpul Lung. 4 cetățeni de etnie romă din cartierul Tabaci, care nu au respectat regulile de distanțare socială și au făcut mizerie pe domeniul public, au primit amenzi de câte 4.000 de lei și au fost puși să facă pe stradă curățenie. Guvernul a introdus alte măsuri care ar trebui să protejeze populația de criza finanțelor, criza care urmează. Începând din aprilie și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii. Sunt avute în vedere propriile dispuse în baza titlurilor executorii emise de către organele fiscale centrale, organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general, dar și bugetului local, casele teritoriale de pensii pentru recuperarea unor creanțe reprezentând debite din prestații de asigurări sociale, executorii judecătorești pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar, investite cu formulă executorie. La data publicării prezentei ordonanțe, prestațiile aferente lunii aprilie erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna aprilie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020. Pentru aplicarea acestei măsuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor. Pe perioada situației de urgență nu se suspendă popririle înființate în vederea recuperării debitelor din prestații constituite ca urmare a unei infracțiuni, precum și cele reprezentând rente ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocat pentru copii în condițiile codului de procedură civilă. Primăria municipiului Pitești revine cu precizări importante privitoare la campania de dezinfectare a orașului efectuată în contextul prevenirii răspândirii epidemiei de COVID-19. Astfel, piteștenii sunt asigurați că acțiunea de dezinfectare a întregului oraș va continua pe tot parcursul acestei săptămâni, până la acoperirea integrală a tuturor zonelor publice cu atomizoare și pulverizatoare pe timpul zilei, pe alei, pe trotuare, zone publice, între blocuri. Continuă de asemenea și dezinfecția platformelor de gunoi. Este în desfășurare campania de primăvară de curățire și spălare a străzilor, a spațiilor publice, de întreținerea spațiilor verzi. Totodată s-a încheiat operațiunea de montare a dozatoarelor cu substanță dezinfectantă la intrarea în scările de bloc. A fost demarată acțiunea de realimentare a dozatoarelor care s-au golit, aceasta fiind asigurată de către Primăria Municipiului Pitești. Substanța folosită este un dezinfectant avizat sanitar, nu spirt, cu respectarea tuturor parametrilor necesari pentru a fi eficient în contextul recomandat pentru limitarea răspândirii noului virus. Este important de menționat faptul că dozatoarele montate sunt cele care au fost disponibile pe piață în perioada actuală. Singurele astfel de dispozitive existente destinate umplerii cu săpun lichid. Dispozitivele care prezintă defecte de fabricație și ca urmare permit scurgeri ale dezinfectantului vor fi înlocuite și returnate furnizorilor, începând de miercuri 8 aprilie. Se fac toate demersurile pentru a începe acțiunea de dezinfectare a casei scărilor, a lifturilor și altor spații comune. Se fac de asemenea eforturi pentru aprovizionarea cu substanțe recomandate și avizate sanitar, urmând ca de săptămâna viitoare să înceapă această operațiune.
Toți parlamentarii PSD din Argeș, 8 membri în Camera Deputaților și Senat, își donează în această perioadă de criză jumătate din indemnizație prin act de donație către partid. Cu banii donați vor fi achiziționate materiale și echipamente necesare spitalelor din România. În cadrul ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, ce s-a desfășurat online, s-a luat decizia ca toți parlamentarii PSD să doneze 50% din indemnizație pentru cumpărarea de echipamente medicale necesare în această perioadă de pandemie. Toți colegii parlamentari am înțeles că în această perioadă trebuie să fim solidari. Toți parlamentarii PSD, inclusiv colegii noștri din organizația Argeș, au decis să doneze 50% din indemnizațiile lor pentru a sprijini achiziția de urgență de echipamente medicale de maximă necesitate. Am început deja această acțiune, cu toții ne-am donat jumătate din indemnizație încă din luna martie. Vom face acest lucru atâta timp cât va fi nevoie. Unde vor merge fondurile strânse? Acestea vor merge cu precădere la cei care lucrează în spitale, la personalul medical, fiindcă este nevoie urgentă de teste, de echipamente, de tot ceea ce este necesar pentru cei care sunt în momentul acesta în prima linie a bătăliei cu pandemia de coronavirus. Partidul Social Democrat Argeș are 8 parlamentari, membri în Camera Deputaților și în Senat. Toți au fost de acord să facă acest gest. Parlamentarii au mai făcut un apel către guvern și către președintele Klaus Iohannis. Trebuie luate măsuri urgente ca unitățile medicale să dispună de kituri de testare pentru noul coronavirus. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de rapid. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Bună dimineața din nou, doamnelor și domnilor, am revenit în direct la Antena 3 Pitești, servim cafeaua cu piper și evident aflăm care sunt subiectele zilei din presa scrisă locală. Și iată, avem ziarul Argeșul, ziarul Top și ziarul Curierul Zilei, care titrează pe prima pagină, iată, un subiect comun, la Câmpul Lung, 3 cadre medicale infectate, este subiectul central din ziarul Argeșul. Iată ce scrie Top pe prima pagină, 3 asistente medicale din Argeș infectate cu coronavirus. Și Argeșul tratează acest subiect de interes. Protest de amploare la Câmpul Lung, cadrele medicale și pacienți izolați în spital. După lungi discuții, dacă spitalul din Câmpul Lung va fi sau nu destinat persoanelor infectate cu COVID-19, discuții pro și contra, acum când decizia a fost luată de autorități, apar și primele semnale deloc bune trase de angajații spitalului, oameni care de ceva timp arată cu degetul înspre directorul Nicolae Alexe. Sunt deja infectate cadre sanitare de la bolnavi internați, 2 asistente de la secția medicină internă au fost confirmate cu COVID-19 și trimise ieri la spitalul din Mioveni. Tot personalul din această secție, un etaj întreg cu circa 25 de persoane, a fost obligat așadar să intre în izolare la spital fără să mai poată pleca acasă. Cu detalii aflăm, despre detalii aflăm în pagina cu numărul 3, iată, din Curierul Zilei. Adăugăm și lipsa de cooperare și colegialitate din interiorul spitalului, plus criza cadrelor sanitare din compartimentul de boli infecțioase, care nu vor să ajute cu nimic colegii. Directoarea de îngrijiri nu respectă deloc traseul epidemiologic din spital, existând permanent riscul unei contaminări generale. Managerul și directorul medical au acționat și solicitat foarte mult ca spitalul să intre în hora coronavirusului cu tot personalul care s-a opus vehement acestei idei, deși știau că nu este deloc echipat și pregătit să facă față acestei situații extrem de grave. De asemenea, se pare că prin aceste acțiuni, managerul trage de mult sforile ca să ajungă șef la spitalul din Mioveni cu ajutorul familial de la DSP și nu numai. Am citit, iată, din pagina cu numărul 3 din Curierul Zilei. Acesta a fost mesajul celor de la minister. Le transmitem că Spitalul Câmpul Lung nu are oameni pregătiți și nici infrastructura necesară ca să facă față epidemiei, astfel
că este extrem de posibil să se infecteze tot mușcelul și să ia măsuri urgente pentru rezolvarea situației. Au scris așadar în protestul ajuns pe biroul prefectului de Argeș, Emanuel Soare. Iată, când apar decizii, când apar discuții la nivel interior, deja lucrurile se complică și nu este în regulă. Tot la Curierul Zilei citim pagina cu numărul 2 că au sosit teste rapide pentru cei din linia 1 în vederea depistării infectării cu COVID. Ieri în județul Argeș a sosit o nouă tranșă de teste rapide destinate personalului medical, dar și cadrelor Ministerului Administrației și Internelor, cei din linia 1 în luptă cu coronavirus. Primele teste au fost aduse marți, fiind destinate personalului Spitalului Județean de Urgență Pitești. Toate au fost achiziționate de Fundația Gaudium, fiind distribuite prin Consiliul Județean Argeș. Mergem mai departe, alte subiecte din Curierul Zilei. Avem și paginile dedicate sportului, paginile 4 și 5. Se pare că acest fenomen COVID a afectat și sportul piteștean. Fotbaliștii de la FC Argeș în șomaj tehnic. Pandemia de coronavirus a afectat întreg sportul românesc. Tot mai multe cluburi de fotbal din Liga 1 și Liga 2 au decis să reducă cheltuielile pe perioada în care competițiile sunt sistate. Deși inițial nu s-a discutat de impozitarea acestor bani, iată, guvernul s-a răzgândit ulterior și a decis să impoziteze indemnizațiile pe care le vor primi sportivii pe perioada stării de urgență instituită de președintele României, conform codului fiscal. Statul va reține contribuția asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate. Contractele prelungite până la final, iată recomandările FIFA pentru CS Mioveni, FC Argeș și Unirea Bascov, pagina cu numărul 5, așadar să se prelungească contractele cele care expiră, iată, în iunie, la finalul campionatului, iar atunci este foarte posibil ca de-abia campionatul să se reia. Mergem mai departe, paginile 6 și 7 din Curierul, pagina cu numărul 6, iată, Primăria Bogați a făcut dezinfecție în comună. Amenzile prevăzute în ordonanța militară se plătesc pe ghișeul.ro pentru cei interesați. Și să sperăm că nu sunt foarte mulți, deși, într-adevăr, amenzi au fost aplicate în această perioadă, începând de luni, așadar. Puteți accesa pagina www.ghișeul.ro, selecționați secțiunea Plătește amenzi, ordonanțe militare, completați formularul online cu datele solicitate, efectuarea plății prin completarea datelor cardului în pagina securizată a procesatorului de plăți. Reprezentanții ghișeul.ro precizează că pentru acest tip de plăți a fost necesară crearea unui nou flux în colaborare cu Agenția Națională pentru Administrația Fiscală, deoarece sumele venite din amenzile aplicate pentru acest tip de contravenții devin venit integral la bugetul de stat. Alt subiect din pagina cu numărul 7 din Curierul Zilei, se deschid piețele agroalimentare. Iată o veste bună pentru populație și comercianți. Ministrul Agriculturii Adrian Oroș a declarat că obligativitatea deschiderii piețelor agroalimentare va fi inclusă de către guvern într-o ordonanță militară. Declarația a fost făcută marți într-o emisiune televizată. Dacă magazinele, iată, de colț de stradă sunt deschise, bineînțeles că și piețele ar trebui să fie deschise și să se respecte toate măsurile de igienă și de distanțare socială. Despre BAC și evaluare, vor fi acestea susținute în luna iulie, nu știm, examenele se vor da din materia semestrului, examenele la clasa a doua, a patra și a șasea au fost anulate, mediile vor fi încheiate cu două note, tezele se dau cu materia studiată până la 11 martie. Despre măsurile agreate de Ministerul Educației și Cercetării, iată, citim în pagina cu numărul 7 din Curierul Zilei. Și pe ultima pagină, pagina cu numărul 12, regăsiți un amplu interviu cu primarul Mioveniului Ion Georgescu. Acesta avertizează locuitorii să fie atenți la panică și la dezinformare. Edilul transmite că multe dintre cele spuse pe subiectul spitalului nu au fost din neștiință de cauză. Și avem așadar un amplu interviu pe ultima pagină din Curierul. Mergem mai departe, citim și câteva informații din Argeșul.
Argeșul, iată, ne propune un sondaj în pagina cu numărul 3, subiect de actualitate. Pandemia de coronavirus restartează sau nu școala românească? Și avem câteva nume locale, iată, importante, care au răspuns la această întrebare. Iată ce spune Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct. Cred că perioada de stat acasă a reprezentat o provocare pentru toți actorii implicați. S-au schimbat reguli, am lucrat online, ne-am perfecționat, ne-am adaptat, am sperat. Digitalizarea este un aspect căruia trebuie să-i acordăm atenție în școală, pentru că reprezintă fără doar și poate conceptul de care copiii sunt mai apropiați. Ce au răspuns și ceilalți, așadar vă invităm să urmăriți în sondajul Argeșului de la pagina cu numărul 3. Mergem mai departe, citim în pagina cu numărul 4, aflăm că peste 100 de piteșteni au nevoie de ajutor. Primăria Pitești a identificat aproximativ 100 de persoane în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor. Echipe de salariați ai Direcției de Asistență Socială s-au deplasat la domiciliul vârstnicilor care au solicitat sprijin în vederea achiziționării de produse alimentare, de igienă și sau medicamente. Iar bunurile respective le-au fost livrate acestora acasă, costul lor fiind suportat integral de beneficiari. Mergem la pagina cu numărul 5 și rămânem în actualitate. Iată, aflăm că Adelina Pestrițu sare în sprijinul Spitalului Municipal Câmpul Lung. Argeșanca Adelina a fost prezentatoare TV și actual creator de conținut în mediul online. A pornit o campanie de donații pentru spitalul din Câmpul Lung, orașul în care s-a născut și a copilărit. Viziere pentru polițiștii locali, un alt subiect din aceeași pagină, 5 Argeșul. Iată, este vorba despre o fundație din comuna Bradu care a donat poliției locale Pitești 50 de viziere. Acestea vor fi purtate de agenții locali care, alături de alte echipaje de ordine publică, respectiv cadre medicale, sunt cele mai expuse virusului COVID-19. Vă reamintim că această fundație a donat peste 3.000 de viziere mai multor instituții și spitale din județ. Într-adevăr, sunt o mulțime de fundații care, iată, intră în această bătălie și reușesc într-o bună măsură să acopere necesarul celor care au nevoie de material de protecție. Avem și pagina de sport din Argeș, o pagina cu numărul 6. CS Mioveni are undă verde la promovare. Dosarul de licențiere este complet și a fost depus. După FC Argeș, o altă divizionară secundă din Argeș a depus la FRF dosarul de licențiere. Este vorba, așa cum spuneam, de CS Mioveni, grupare care are foarte mari șanse să joace în primul eșalon în sezonul viitor. Galben-verzii nu au emoții în ceea ce privește obținerea licențierii, fiind pentru a patra oară când întocmesc astfel de acte, de când dosarele sunt obligatorii pentru a putea evalua pe prima scenă fotbalistică a țării. Avem și o informație din domeniul notului de data aceasta. Iată, notătorul Robert Glință spune că se antrenează pe uscat. Da. Notătorul piteștean a declarat într-un interviu că se pregătește pe uscat în propriul living pentru a diminua cât mai mult regresul cauzat de absența antrenamentelor în bazin. Calificat încă din luna mai a anului trecut la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Glință speră ca prin pregătirea pe care o face acum cu ajutorul unui ergosimulator cu care imită mișcările din bazin să atragă de partea sa toată această schimbare din lumea sportivă mondială cauzată de pandemia de COVID. O altă informație de actualitate, de tineret, pagina cu numărul 7 din Argeșu, pe perioada stării de urgență, studenții nu plătesc căminul. Așadar, studenții care au contract de închiriere pentru o cameră în căminele universității nu vor plăti regia de cămin pe perioada acoperită de starea de urgență. Acest lucru este valabil chiar dacă nu au depus la administrație cererea de decazare. Bun, mergem mai departe, trecem și la ziarul Top. Iată, citim și câteva subiecte din publicația Top. Mergem la pagina cu numărul 3. Primăria Pitești a demarat lucrările la marcajul trecerilor de pietoni pe axa Prundu-Bascov. Așadar, acestea se efectuează cu vopsea albă pe fundal roșu pentru toate trecerile de pietoni de pe axa centrală Prundu-Bascov. Această acțiune are ca scop reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite atât pentru șoferi cât și pentru pietoni.
zoni. Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită în zona menționată. Și mergem la pagina cu numărul 8. Suntem la ziarul Top, așadar, câteva informații de acolo. Rudele cadrelor medicale care mor de coronavirus vor primi pensie de urmaș. Senatorii au votat miercuri proiectul PSD care prevede acordarea pensiei de urmaș rudelor cadrelor medicale decedate din cauza acestui virus. Pensia pe care o vor primi de la stat este 75% din salariul pe care cadrul medical îl va avea în momentul decesului. Alte subiecte din aceeași pagină. Ministrul Sănătății a anunțat că vor ajunge în țară 30 de ventilatoare. Așadar, săptămâna aceasta se fac încă licitații pentru 400 de ventilatoare, a declarat miercuri la Cluj-Napoca ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Prețul gazelor naturale ar putea să scadă până la nivelul anului 2008, un alt subiect din Top, pagina cu numărul 8. Iată, Asociația Energie Inteligentă spune că este o probabilitate de 80% ca prețul gazelor să ajungă la nivelul anului 2008. Și o analiză a Bursei Române de Mărfuri arată că prețurile sunt în scădere pe piețele spot. Prețurile medii ponderate, iată, pentru lunile ianuarie-martie au cunoscut o scădere continuă. Bun, mergem mai departe. Consultațiile la medicul de familie se pot face și la distanță. Doi români s-au reinfectat cu acest virus. Sunt subiecte pe care le puteți regăsi în pagina cu numărul 9 din ziarul Top. Și ne oprim aici cu subiectele zilei din presa scrisă, însă noi mergem mai departe la Antena 3 Pitești. Servim cafeaua cu piper în câteva momente alături de primarul comunei Domnești, domnul Ion Gabriel Zăvoianu, prin intervenție video. Bună dimineața! Lanțul românesc de supermarketuri JAM vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. JAM, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, eclanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. S-a deschis prima măcelărie Angus din Pitești. Carnea obținută de la vacile din această rasă impresionează prin gust fin și consistent. Este fragedă și marmorată, apreciată de bucătarii și clienții din toate colțurile lumii. Magazinul este deschis la Pitești de cooperativa Angus Sud Oltenia, alcătuită din 6 ferme românești de bovine. Facem produse 100% naturale, fără aditivi, fără conservanți. Antricot cu os, T-bone, mușchiuleț, dar și burgeri, salam, cârnați grill sau picanți, pastramă, toate sunt premium. Carnea Angus conține cu 30% mai puțin colesterol, iar gustul cărnii este cotat ca printre cele mai fine și rafinate din lume. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură, marca Iezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Povestea ciocolateriei Mușcelene Iepurașul merge mai departe într-un nou concept, elegant și sigur.
livrări la domiciliu. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul vă satisface gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă, lapte și fructe. Bucurați-vă în continuare de prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană. Vizitați-ne site-ul și alegeți ce doriți. Informații și comenzi la 0746129866. Transportul este gratuit pentru comenzi de minimum 100 de lei. Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele argeșenilor. Centrele Smart Kids deschise la nivel mondial acum în Pitești își desfășoară cursurile de aritmetică mentală pentru copii și în mediul online. Smart Kids Pitești nu este doar o școală, reprezintă și o modalitate educativă de a pune tehnologia în aplicare. Smart Kids Pitești, indiferent de situație, ne dorim să menținem ritmul de dezvoltare al copiilor noștri. În acest moment este important pentru noi și pentru toți părinții ca cei mici să fie într-un mediu sigur și familiar cât mai mult posibil. Smart Kids Pitești oferă cursuri la distanță prin intermediul platformei Zoom. Educația are prioritate. Seducătoare, fantastice piese de lenjerie de firmă. Ce cumpărăm, cum alegem, pentru cine alegem. Poșete și accesorii din piele unice în Pitești. Lenjerii de pat de calitate, cadouri rafinate, cosmetice și mici obiecte de design interior. Piața Firenze, o veste bună. Da, avem stil și în Pitești. Prezentă de peste 35 de ani pe piața auto, partenerul Dacia Renault, Comefin Costești, a implementat în România ultima tehnologie de acoperire cu aliaj zinc-nichel. Produce componente care echipează vehicule ca Mercedes, Lamborghini și Porsche. Membra grupului industrial Componente Auto, Comefin Costești se bucură de încrederea partenerilor ca urmare a unei bune calificări a personalului, a know-how-ului și tehnologiei de ultimă generație, ca și a fondurilor europene atrase pentru dezvoltare. Comefin Costești. Aici transformăm profesia în pasiune. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Antena 3 Pitești, post regional în Argeș, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, cu spații de emisie în cadrul programului național Antena 3. Dăm zilnic examenul maturității jurnalistice. Vă propunem cele mai importante subiecte pe agenda publică aplicat problematicii locale. Prin matinal, jurnale de știri, emisiuni informative și culturale, suntem parte din comunitatea locală. Antena 3 Pitești, prin dumneavoastră, lider de audiență. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Săptămâna aceasta am dat așa o fugă prin județul nostru. Am luat pulsul localităților argeșene pentru a afla în primă fază cum este gestionată această situație de criză de către autoritățile locale, dar și în ce măsură sunt realizate diferitele proiecte de administrație în condițiile în care se îngreunează fie mijloacele de comunicare, fie cele de realizare concretă. Astăzi, doamnelor și domnilor, poposim în zona de nord a județului Argeș,
La poalele munților Făgăraș, acolo se află comuna Domnești. La 22 de kilometri de Curtea de Argeș, 48 de kilometri de Pitești și 24 de kilometri distanță față de Câmpul Lung Mușcel. Comuna Domnești este o zonă încărcată de o vibrație istorică deosebită și cu o mulțime de simboluri cu care cetățenii se mândresc. Printre aceștia se numără pajiștea Bahna Rusului, oferită de regele Ferdinand I comunității din Domnești și cu o evoluție interesantă despre care vom afla mai multe imediat, dar alte simboluri, iată și Biblioteca Luca Paul cu tot patrimoniul, Biserica Veche din Parohia Domneștii de Sus și icoana Sfântului Ioan Botezătorul și Maica Domnului cu pruncul. Toate acestea, spune primarul comunei, sunt bunuri de neprețuit înnobilate de cetățeni care ne individualizează de alte comunități. Iar domnul primar Ion Gabriel Zăvoianu se află în direct la Cafeaua cu Piper de la Antena 3 Pitești prin intervenție video. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața, vă spun, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, matinal și vă mulțumim de altfel și dumneavoastră pentru disponibilitatea matinală. Ne bucurăm că ne-ați dat ocazia să ne prezentăm atât realizările noastre din comună, cât și, așa cum bine ați spus, istoria noastră mai îndepărtată sau rece. Da. Domnule primar, vă mărturisesc în toată sinceritatea că, iată, datorită documentației la care am avut acces, am simțit nevoia să fac referire la început la acele simboluri specifice și care ne individualizează și către care ar trebui să ne întoarcem, mai ales în această perioadă în care suntem destul de încercați de acest virus. Avem nevoie să ne întoarcem la ceea ce ne reprezintă pentru a ne găsi energia, așa este? Din păcate nu v-am auzit, am avut o mică întrerupere. Am să repet, spuneam că este foarte important să ne reîntoarcem la acele simboluri din trecut care ne reprezintă și ne individualizează ca și popor pentru a ne regăsi energia, mai ales în această perioadă greu încercată, această perioadă de acest fenomen de COVID-19. Avem nevoie să ne întoarcem în spate la tradiție. Așa este, așa este. Tradițiile ne reprezintă, e ceea ce trebuie să luăm și să ducem mai departe, astfel încât să rămânem în același loc și să ne ducem mai departe ceea ce am moștenit de la înaintașii noștri. Cum percepeți, vă rog, cum percepeți această situație pe care o traversăm cu toții din punct de vedere personal? Dacă vorbim strict de această situație la care s-a ajuns la momentul acesta, este greu din perspectiva în care a pierde sănătate asociată cu teamă la apropiație și al altor oameni. Dă figuri, auzează și poate crea. Această stare, de fapt, este înțeleasă și gestionată diferit de fiecare dintre noi. Fapt ce amplifică aceste trei. Trăim zile în care ne luptăm să ne menținem sănătatea noastră și a celor din apropierea noastră și această preocupare, din păcate, ne-a obligat să ne schimbăm comportamentul atât noi, cu noi înșine, cât și mai ales cei cu care trebuie să interacționăm. Așa. Este nevoie să realizăm că nu ne mai putem vizita părinții, și asta doare, prietenii, și aceste fapte sunt greu de acceptat, însă, din păcate, acest mod corect în care trebuie să reacționăm la momentul acesta, peste toate acestea sunt suprapuse măsurile corecte de distanțare socială, care au un impact economic imediat și, din păcate, și în perspectivă. Domnule primar, spuneți-mi, care este starea de spirit la ora actuală în comuna Domnești? Înțeleg cetățenii această situație de urgență? Vi se pare greu de a aplica măsurile, iată, în aceste condiții în comuna dumneavoastră? Da, vreau să mulțumesc cetățenilor din Domnești
atât celor care locuiesc în sat, cât și celor care sunt plecați temporar din localitate, că au înțeles mesajul autorităților și dau dovadă de un comportament responsabil. Știți, n-am avut probleme de maniera altor localități și oamenii în Domnești și-au păstrat calm, chiar dacă acceptă greu să renunțe, să meargă duminica la biserică, să se întâlnească în zile de sărbătoare la intersecțiile străzilor noastre sau să-și strige, să-și cheme ca vecinii la un ajutor în locuință, la mai audeau de făcut. Sunt comportamente pe care trebuie și au fost nevoiți să și le schimbe. Ceea ce am încercat eu să le transmit a fost să interagez în mod special, să-și meargă la treburile din grădini, la treburile zilnice în agricultură, pentru că viața trebuie să meargă departe și în condițiile astea. Tot mai mulți români s-au întors acasă în această perioadă și chiar aș vrea să ne spuneți dacă aveți, iată, români de peste hotare care s-au întors acasă în Domnești și dacă sunt autoizolați și ce număr de persoane, iată, aveți în autoizolare. Da, spuneam că mulțumesc celor care locuiesc în Domnești și am accentuat acest lucru și de ce le mulțumesc și celor plecați. Tocmai prin prisma faptului că în localitate mi s-au întors un număr de 6 persoane și au intrat în autoizolare fără a crea probleme autorităților. La momentul de față mai avem un singur autoizolat și lucrurile sunt înțelese și percepute corect de cei care sunt plecați în afară. Așadar, se poate spune pentru că, iată, datorită faptului că se respectă această distanțare socială, lucrurile sunt destul de bune în acest context în Comuna Domnești. Da, e foarte adevărat. Numai îndemn la prudență, pentru că observ o oarecare relaxare după perioada asta deja trecută de o lună de zile, de situații de urgență și de măsuri drastice de distanțare socială. Îndrept totuși la prudență și rog în continuare cetățenii să aibă un același comportament responsabil. Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, care este situația persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani? Aveți deja o statistică realizată și cum mențineți, iată, legătura de comunicare cu acestea? La nivelul Comunei Domnești am identificat un număr de 75 de persoane și familii trecute de 65 de ani, așa cum s-a precizat în ordine familiilor. Însă să știți că majoritatea sunt în deplină posibilitate de muncă și de plasare. Și mai ales acum că s-a relaxat față de cum s-a anunțat inițial lucrurile și au acea fereastră între 11 și 1, 13 ziua cu cumpărături și lucrurile sunt gestionate așa corespunzător. Avem două mașini care se deplasează, două autoturisme care se deplasează în sat cu personal pentru a asigura asistența, un număr de solicitări undeva la o solicitare maxim două pe zi și de maniera asta le putem asigura asistența. Da. Chiar dacă în mediul rural se poate spune că măsurile sunt mai ușor de respectat în sensul că atunci când stai la casă, totuși există o mobilitate de mișcare mult mai mare. Sunt convinsă totuși că sunt și anumite activități economice care au fost asistate și aș vrea să ne spuneți care sunt activitățile, iată, de specifice comunei care nu mai funcționează, iată, în această perioadă. Da, din păcate trebuie să renunțăm la piața comunală săptămânală pe care o aveam în Domnești și asta a creat mari probleme la nivelul aprovizionării populației.
dar și cu precădere la la agenții economici care își desfășurau activitatea și își vindeau marfa în piața săptămânală. Comuna Comnești este una din comunele în care activitatea economică preponderentă este aceea de fabricare a cahlelor de teracotă. În această perioadă, activitatea a avut foarte multe suferit, pentru că piața de desfacere a avut de suferit și oamenii au rămas marfa, nu au mai avut comenzi, au fost nevoiți să renunțe sau să-și limiteze producția. Avem și noi angajați la uzina Dacia, mai puțin decât în alte părți. Majoritatea lucrează la Dr. Otcar și Scurtea Darceș. Da. Spuneți-mi, vă rog, știu că o altă activitate economică este și cea de prelucrare a lemnului, nu? Da, ea foarte adevărat, însă sobele sunt cele preponderente. Așa activitate. Este. Da. Da. Agricultura și creșterea animalelor nu cred că a fost într-un fel atinsă prea mult de această situație. Știu că aveți și o fermă de suine acolo în Domnești. Da, avem o fermă de suine, de porci, de carne. Zilele acestea, chiar patronul, cel administrator firmei, este un francez. A venit special pentru această criză, pentru a-și gestiona corect afacerea. Da. S-au livrat săptămâna asta, chiar mă scuzați, s-au livrat porci către populație, cei de creștere. Am amintit mai devreme despre pajiștea Bahna Rusului și sper că am pronunțat corect. Iată, are o poveste interesantă. Din păcate, nu avem prea mult timp să luăm așa totul de la început, dar chiar aș vrea să ne spuneți, iată, care este situația acestei pajiște, pentru care, iată, vă doriți atât cât a mai rămas din ea să fie trecută în domeniul public. Da, pajiștea Bahna Rusului situată în comuna Anușoara are într-o istorie veche și tumultoasă. A fost cedată din domeniul regal de către regele Ferdinand I ca mod de recunoștință față de locuitorii comunei Domnești și a fost lăsată comunității. De-a lungul timpului pajiștea a fost închiriată și știți foarte bine că tabăra există la Nușa, se află chiar pe teritoriul acestei pajiști. E vorba de vreo 6,5 hectare. A fost pe undeva prin 2007, a fost dată de către Consiliul Local, o hotărâre de Consiliul Local, prin care se permiteau schimburi de teren între Bahna Rusului, pajiștea Bahna Rusului și pajiștea pe care o avem comună. Lucrul acesta a favorizat niște schimburi pe care lumea nu le-a început exact cum au vrut ele să fie. Fapt pentru care au existat și sunt polemici în sat referitoare pe acest subiect. Da. Din această pricină, intenția și dorința mea este de a o introduce în domeniul public, el fiind la momentul acesta în domeniul privat al localității. Da, domnule primar, pentru că timpul trece foarte repede și sunt convinsă că o să mai veniți la noi în emisiune prin intermediul acesta, iată, al intervențiilor video, să ne dați mai multe amănunte. Haideți să vorbim puțin despre investițiile, despre proiectele pe care le aveți în derulare în acest moment în Comuna Domnești. Proiectele pe care le avem rulare sunt în majoritatea lor pe infrastructură. Vorbim de apă și canalizare. Lucrăm încă. Am redus foarte adevărat personalul și am reușit să deschidem 3 fronturi de lucru pe această investiție. Dar am
avem două străzi care sunt în lucru pentru reabilitare, canale pluviale și asfaltarea lor. Suntem într-un proces de modernizare și frumusețare a centrului localității. Încercăm să facem un pic de ordine și curățenie acolo. Așa cum știți, Comuna Domnești, fiind după așezarea care o avem aici, este o comună care gravitează foarte multă lume. Sunt multe magazine, mulți negustori, spun, în Domnești, și asta creează în centru comunei uneori și în zile de sărbătoare diverse adevărate amuteaje. Lucrul ăsta trebuie să-l eliminăm sau, dacă nu, să-l ameliorăm. Avem în imagine chiar și dispensarul Domnești refăcut, iată. Da, este o clădire veche, o clădire 37, clădirea celui care a modernizat cu adevărat Domnește, Petre Ionescu Mușcel. Am refăcut-o cu ajutorul Consiliului Județean, primit finanțarea, refăcut la nivelul la care am schimbat învertoarea, am făcut exteriorul și ceva lucrări pe interior. Grija noastră și cea mai mare acum, la momentul ăsta, că tot ați adus minte de sănătate, este cel de permanență. Acolo am concentrat foarte mult atenția și investițiile în momentul de față. Aș vrea să mă... defibrilator, am mai făcut niște lucrări de întreții. Aș vrea să mă întorc puțin la centrul, la dispensarul Domnești și aș vrea să vă întreb dacă este dotat la ora actuală cu tot necesarul unei situații de pandemie. Da, în dispensarul comunal sunt trei cabinete, unul stomatologic care s-a închis, așa cum știți, și două de medicină de familie, unde fiecare medic în parte și-au luat propriile măsuri de siguranță. Da, domnule primar, știu că dumneavoastră ați poposit la Domnești în anul 1996, da, ca profesor deputant pe Catedra de Matematică. Cu timpul ați introdus și calculatorul, primul calculator în școala din Domnești și aș vrea să vă întreb din această perspectivă, iată, ce planuri aveți pentru educație în comuna dumneavoastră? Proiectul cel mai important la care lucrez la momentul acesta este reabilitarea unei clădiri mai vechi pentru o grădiniță. O grădiniță cu program prelungit și alte trei grupe cu program normal. Am obținut finanțare pe fonduri europene. Finanțarea totală se cifrează undeva în jurul valorii de 500.000 de euro. Suntem în statul în care avem nevoie de semnare unui adițional la contractul de finanțare, astfel încât să putem trece la atribuirea execuției lucrărilor de reabilitare, ulterior de dotarea plătirii. Pe lângă toate acestea, am reușit să introducem toaletele care erau într-o altă clădire anexă a școlii generale. În interiorul clădirii am dotat liceul cu o nouă centrală termică pe gaz și pe lângă toate astea am reușit să facem și o împrejmuire a liceului. Suntem în discuții avansate pentru finanțarea unei săli de sport pe o companie națională de investiții. Cel mai mare sprijin și ajutor l-am primit de la Consiliul Județean Argeș. Da. Domnule primar, pentru că suntem pe final de emisiune și înainte de a vă oferi ocazia de a transmite, iată, un mesaj cetățenilor din Domnești, aș avea o mică, iată, curiozitate, dacă îmi permiteți. Chiar ați înconjurat de două ori monumentul eroilor din centrul comunei de ați rămas în Domnești? Din moment ce am rămas în Domnești, l-am înconjurat. Așa este. E adevărată povestea? Da, am făcut referire.
În materialul care vi l-am dat, de fapt, raportul de activitate al primarului Comunei Domnești, care a fost de altfel și dezbătut public în data de 6 februarie, am amintit acest episod în care profesorul de română, Boșcănici Gheorghe, Neagicu Boșcănici, că de asta am avut încă ezitare, Neagicu Boșcănici, așa cum era cunoscut în sat, exact asta mi-a spus. Dacă ai înconjurat de două ori monumentul eroilor, vei rămâne în Domnești. Și iată că ați rămas și faceți lucruri minunate în continuare, ceea ce este foarte bine pentru cetățeni, de ce nu, și puteți servi chiar și un bun exemplu pentru comunitate. Domnule primar, v-aș ruga un minuțel, iată, să adresați un cuvânt cetățenilor din Domnești. Vreau să vă adresez cele mai, să vă asigur de întreaga deschidere și faptul că în această perioadă prea încercată pentru fiecare, suntem alături de dumneavoastră și primăria Domnești va sta teza și în depășirea acestei situații. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și disponibilitate. Vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că, iată, ne place să descoperim lucruri cât mai frumoase și interesante și bine făcute din fiecare comună a județului nostru. Numai bine! Vă mulțumesc! Salutăm. Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu primarul Comunei Domnești, Ion Gabriel Zăvoianu. Așadar, noi mergem mai departe, dar vă invităm să rămâneți cu programele Antena 3. Dana Popescu sunt eu, mulțumesc și colegilor din regia de emisie. Ne vedem și mâine de la ora 7 la Cafeaua cu Piper. Numai bine, la revedere! Lanțul românesc de supermarketuri JAM vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. JAM, supermarketul argeșenilor. Povestea ciocolateriei Mușcelene Iepurașul merge mai departe într-un nou concept, elegant și sigur. Livrări la domiciliu. Brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul vă satisface gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă, lapte și fructe. Bucurați-vă în continuare de prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană. Vizitați-ne site-ul și alegeți ce doriți. Informații și comenzi la 0746129866. Transportul este gratuit pentru comenzi de minimum 100 de lei. Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele argeșenilor. Lanțul românesc de supermarketuri JAM vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. JAM, supermarketul argeșenilor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.